Noi credem că Biblia ne arată doar două feluri de a gândi despre biserică. Putem să gândim despre biserica universală și invizibilă sau putem să ne gândim despre biserica locală și vizibilă. Și orice care nu se încadrează între aceste două categorii, nu este oricea locală, oricea universală, este în afara spectrului care ne prezintă Noul Testament. De exemplu, un cult sau o denominație sau orice altă structură supraeclesială nu are mandat biblic. Dacă nu este ori o biserică locală, să poți să spui biserica locală, adunarea locală de la Zalău, de la Bloc, de la SF3, da? Sau biserica lui Hristos, adică toți cei răscumpărați pentru care a murit Hristos, dacă nu poți ca să vorbești în felul acesta, orice este între, nu este prin mandat biblic, este invenție umană, da? Dacă vrei ca să vorbești ca și biserică, ca și eclesia, în termeni teologici, ecleziologic, biblic, da? Ca atare, nu există din punct de vedere un mandat biblic pentru asemenea instituții. Hristos nu a promis că își va zidi cultele, da? Nu există o asemenea promisiune. Hristos a promis că își va zidi biserica lui invizibilă, universală, manifestată prin aceste biserici locale. Vedem lucrul acesta peste tot în Sfânta Scriptură.